Salutare tuturor, eu sunt și bine mai am la un nou episod de Mod Showcase. Înainte să începem, ca de obicei, vreau să vă amintesc foarte rapid, să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria, o susțineți și vreți cât mai multe episoade. Modul acesta este unul mic și știu că lumea nu prea agrează, agrește, lumea nu agrește modurile mici, dar ăsta e puțin mai diferit. Mi s-a părut de interesant și am zis să vi-l arăt. Ce face ăsta e că... Nici nu știu cum se explic arată cum se duce săgeata. Ok, hai să vă arăt, că, pentru că e mai simplu așa. Deci, practic, îți arată exact cum s-a dus săgeata, știi? Și, bă, mă gândesc că e bun, știi, când tragi la distanță. Bau. E puțin că am gliciuit. Am impresia că modul ăsta e destul de nou, dar... Uh, uh, bine, nu e nou, e din versiunea 1.6.2, parcă? Dar eu zic că merge destul de bine. Uh, Mi-a fi plăcut să am ceva mai mult control, gen, uite cum am tras cu săgeata, să mă uit așa în jur, să pot să văd în toate direcțiile, știi, să mă întorc așa în jurul săgeții. Dar nu se poate așa ca să omorâm văcuța. BAM! <laughs> Aoleu. Oaia, oaia, omor oaia! Oh! Mă gândeam că e bună survival games ăsta, știi? Când tragi la distanță, <laughs> când tragi la distanță, știi, așa la mișto, paf! Să so, dai, știi? Mi se pare chiar uh, tare. Um, nu face prea multe modul ăsta, n nimic în Minecraft, dar uh, chiar am vrut să vi-l arăt, pentru că, bă, mi s-a produs de interesant că cineva, până la urmă, s-a gândit să facă așa ceva. Să vezi cum s-a această asagiata. Vă dați seama că pe viitor probabil să fie mai multe chestii adăugate, mai mult control asupra săgeții, presupun, uh, camerei. U! uh, vac... Ah! <laughs> ok, Acum este să vedem, am impresia că, nu că am impresia, nu duce mult de exemplu, dacă trag fix încolo, a ah, da și nu v-am explicat cum se folosește, deci tragi normal, ok ai tras, dar ca să vezi săgeata ai nevoie să ții shift apăsat, să fii crouch, pac și ții shift apăsat, după aceea la una după shift ai revenit și de exemplu pot să trag, să ții shift apăsat, stai că trebuie să țin shift dinainte, și se iau mâna după shift și, na, camera se întoarce înapoi la mine. Buc. Vedeți? <laughs> e troll. Vedeți, shift și click dreapta, da? <laughs> camera rămâne blocată, dar caracterul încă mai merge, pentru că, vedeți, pot să mai trag. Bam, bam. Acum parcă aș fi o săgeată. Bun, cam atât cu acest mod joc. Sper că v-a plăcut modul ăsta. E unul mi se pare destul de interesant. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.